Salut, mă numesc Ciobanu Cătălin, am 26 de ani și în urmă cu 6 luni am suferit o luxație scapulo-umerală. Am mers în control la mai mulți medici și până la urmă am ajutat un doctor, Andrei Ion Bogdan, care mi-a oferit o mare încredere și am decis să merg pe mâna dânsului. După anumite investigații, mi-a comunicat faptul că este nevoie de o intervenție artroscopică Bankart. Am programat operația respectivă, pot să spun că a durat 2 ore jumate, nu am simțit absolut nimic în timpul operației pentru că a fost o anestezie generală. După operație m-am simțit foarte bine, am avut ceva dureri specifice unei intervenții, dureri care s-au manifestat pentru următoarele, nu știu, câteva zile, 4-5 zile. După intervenție, sub îndrumarea domnului doctor, am mers la clinica prokinetică din Craiova, unde am consultat un kinetoterapeut, domnul Alin Burileanu. Sub îndrumarea dânsului și de asemenea și sub îndrumarea lui Adrian Dungioveanu, am început procesul de recuperare. O recuperare lungă, aș putea spune, dar extrem de importantă în a relua mobilitatea. Am început cu mișcări relativ simple, ușoare și în fiecare zi s-a simțit un progres semnificativ. Iar după 2 luni, cred că am ajuns să-mi recap mobilitatea undeva la un procent, să zic, de 70%. Pe această cale aș dori să mulțumesc clinicii Prokinetic și domnului Alin Burileanu. Contează foarte mult acest proces de recuperare. Nu credeam că într-un timp relativ scurt pot face aceste mișcări pe care le efectuez zilnic. A fost un drum lung, un drum greu, dar în același timp și frumos, știind că am fost sub îndrumarea 2 terapeuți foarte pricepuți. Tot timpul au fost în legătură cu medicul Andrei Bogdan și asta m-a încurajat foarte mult și a însemnat foarte mult să știu că a fost o coordonare continuă între cele două echipe. Drumul pe care mă aflu, în mod normal, ar dura 20 de săptămâni, însă pot să spun că fiind la a noua săptămână, aproape în proporție de 100% pot să efectuez acțiunile zilnice obișnuite. Unul dintre hobby-urile mele fiind sportul, o să urmez acest program până în ultima zi, tocmai pentru a fi sigur 100% că voi putea îndeplini orice acțiune sportivă pe care o voi întreprinde de acum înainte. Nu știu, vreau să merg la schi fără nicio problemă, să înot, să alerg și așa mai departe. Aflându-mă în poziția de pacient, îmi dau seama cât de importantă este comunicarea întregii echipe medicale cu pacientul și cât de mult înseamnă competența acesteia. Prin această cale, țin să le mulțumesc tuturor.